Festivalul Crnaților de Pleșcoi, eveniment ajuns la cea de-a 10-a ediție, va fi organizat anul acesta în perioada 30 septembrie-1 octombrie la Berca. Festivalul Crnaților de Pleșcoi aduce în prim plan tradiția și gustul autentic al renumiților crnați de Pleșcoi, produs românesc recunoscut și protejat în Uniunea Europeană. Festivalul Cârnaților de Pleșcoi reprezintă unul dintre evenimentele prin care promovăm gastronomia buzoiană. Ne dorim ca acest festival să fie o experiență culinară deosebită, dar în aceeași măsură va fi un festival prin care vom promova județul Buzău din punct de vedere turistic și cultural. Este o ocazie perfectă pentru vizitatori să se bucure de produse și rețete autentice și să descopere obiectivele turistice din zonă, a transmis președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu. Producătorii locali atestați vor fi prezenți cu produse tradiționale precum cârnați de pleșcoi, babic, pastramă de oaie, ghiudem, dar și alte preparate apetisante pentru a oferi o experiență culinară autentică și completă. Vor fi prezentate și alte produse cu care zona se mândrește, vinuri, brânzeturi, produse apicole, etc., dar și rețete ce se vor găti sub ochii participanților, precum ciorba de babic sau preparate pe bază de cârnați de pleșcoi. Standurile cu vânzare vor fi completate de ateliere pentru copii, degustări de produse tradiționale, meșteri populari, un autobuz, muzeum, un fotocop tradițional și un live cooking show în care bucătari experimentați vor pregăti rețete deosebite având în vedere că festivalul are loc la Berca în Geoparcul UNESCO, Ținutul Buzăului, nu vor lipsi nici atelierele pentru copii, laboratorul umblător, ce vor avea loc la Geogate, centru de vizitare considerat poarta de intrare în Geoparc. Voia bună va fi asigurată de artiștii renumiți la nivel local sau național, cu participarea unui artist din Republica Moldova, ansamblul Drăgăicuțele, grup instrumental Petrică Popescu, ansamblul folcloric Plaiurile Mioriței, Oana Radu Band, Igor Cuciuc, Neagu Zamfir, Alexandra Panaete și Taraful Ionel Dorache informează Consiliul Județean Buzău, fiind un festival ce se adresează unui public larg. Consiliul Județean Buzău va amenaja și un stand de promovare turistică a județului Buzău. Întregul eveniment va avea loc la Berca, locație Târgul Comunal Berca, iar intrarea va fi liberă.